Eric Lincar a fost prezentat oficial la Universitatea Cluj. Tehnicianul a început cu stângul. S-a accidentat la o partidă de tenis cu piciorul. Eric Lincar va sta pe banca lui U Cluj în următorul sezon, iar la final speră să obțină promovarea în prima ligă. Însă, până atunci, tehnicianul are mult de lucru. Doar 6 jucători se mai află sub contract cu Șepcile Roșii. Am mulți jucători în cap, încerc și voi creiona o echipă de luptători, o echipă care să simtă cu adevărat ce înseamnă tot acest întreg ce se numește U Cluj. Lincar a fost la un pas să promoveze sezonul trecut cu Turis. Rapid a egalat în prelungiri, iar Turis a încheiat pe locul 4. Tot timpul la nivelul ligii a doua am fost în timpul undeva între primele echipe. Da? Anul trecut am fost în play-off și am fost la o secundă, 10, nici nu știu cum să iau, de promovarea în Liga 1. Noul antrenor al Șepcilor Roșii și-a început cu stângul mandatul și a rupt tendonul lui Ahile la o partidă de tenis cu piciorul. Toată viața am jucat fotbal, 13 ani, și n-am avut nicio accidentare așa de gravă. E o situație peste care am trecut. Deja sunt în momentul de recuperare și sper ca în cel mai scurt timp să pot să fiu cu picioarele pe pământ.